Toate, în afară de învățămânțele, practic, a făcut ce-au luat. Am avut așa o tratare a temei un pic de așa mai... cum am relaxat. Da, primele patru istorii sunt persoane cu care am discutat. Cred că ultimii ani am făcut interviuri cu mai mult de 100 de persoane și alegerea a fost cumva, nu știu, cred că din prima a fost ce să aleg. Pentru că în tehnica în care lucrez, nu tot este posibil. Unii lucruri sunt greu de redat, altele cumva au o deschidere către tehnica asta. Și atunci am zis să fac istorie. Și proiectul e în desfășurare, eu îl vreau un film de lungmetraj cu cel puțin vreo 10 istorii. Cred că am vreo 6 ani de când lucrez la astea 4 istorii. Uite, încă alți 6 se termină. Sper eu să scot în capăt. Da, cam asta e de introducere. Dacă aveți... Da. Îmi vreau frumos, de ceva ți-a axat pe animație și nu în film în sine? Adică eu fac animație. Eu fac animație, deci îmi fac ce pot. Filmul în sine a făcut de un din avatar, dar cunoaște Siberia Nuoase, ultima istorie mai recentă. Mai până în perioada sovietică s-a mai făcut, pe la sfârșitul perioada perestroice s-au mai făcut câteva filme. Documentare. Nu, chiar artistice. Mm-hmm. Este un stuc de dveri cu volontier, cu ciutac. Film bun, dar e problema celor care au fost cu organele, da? Care venit la primărie, care erau acolo, problema asta se pune în primărie. Și mai sunt câteva, mai sunt. Asta e ceea ce fac eu. Vreau să fac animație și am zis că modul ăsta de expresie nu merită. Deci toată întrebare, cât de mult se întâlnește acolo o mică operație aritmie, că 2 plus 2 fac 4, adică dar eu și petelietul, dar și stărimea. Noi vorbim cu colectivizat de depărtător și nu de cincelare. Da, da. Da, nu da, cât da, de mult găsește locul. Nu, stați un pic. Depărtarea din 49 a avut loc în cincinaua la 4-lea. Și în cincinaua la 4-lea a apărut lozinca asta, petelietul cu citerigoda. Corect. Și exact placatul pe care l-am folosit este un placat istoric. E făcut de acolo. Eu, pur și simplu, l-am printat. Desigur că dacă... Chestii precise, oricum nu sunt. Eu nu am ambiție de mine. Mai ales aici, în ultimul film, e o chestie chiar legeră. Că eu mi-am permis, din cunoștințele mele, din istoriile pe care eu le-am... auziți, se fac un soi de stare, da? Dar exact în cincinalul a patrulea cade în perioada asta, 46-50, îmi pare că, în așa zona. Și casele celor deportați au fost naționalizate și transformate în instituții de stat. Erau primării, prăvălii, școală. Tot soiul de lucruri. Poate aveți mulți din prezent sunt care au experiența asta, știu mai bine. Eu știu cazul destul. Știți, Vladimir, spune, părerea mea personală că în toate aceste 32.000 de familii, dacă s-ar face un filmuleț documentar de la 5-7 minute, clar trebuie bani mulți și lucru mult, dar asta merită acest și atunci, pentru că multe cazuri de acolo au dispărut cu totul, pentru că n-au mai rămas urmași din 332.000. Dar multe, inclusiv și nispurenii, au cazuri tragice și în fiecare revol sunt. Da, da, sigur. Și atunci, dacă s-ar face, dar probabil că o să se facă. Să fie documentar, strict documentar, clar. Păi, interviurile sunt, am zis, dacă îmi lăsați o adresă, vă dau adresele electronice la 100 și ceva de persoane, da? Ei își dea până istoriile, de la 20 minute până la 3 ore, în care ei își vorbesc și amintesc cum au fost. Și specialiști care scoate
Esența, esența, da. Fiecare deja face, nu știu, eu am avut motivație să o fac și în felul ăsta efortul meu îl vedeți aici. Alții, nu știu. S-au mai făcut documentare, au făcut și echipe din România, mulți au făcut, cumva, au făcut la un nivel mai înalt. Ele sunt de găsit pe, în rețea, pe YouTube, în rețea, sunt de găsit. Nu sunt lucruri ascunse, sunt de obicei publice. Că nu există un centru unde ar fi accesibil asta virtual sau, nu știu, la o bibliotecă sau... Probabil că lucrurile încă nu sunt puse la... nu sunt ordonate în măsura în care e ușor accesibil. Dar dacă cauți, găsești mult. Sunt puse lucrurile. Nu știu, că vă mulțumim mult pentru... Să-ți plăcea. Nu este o întrebare, Valeriu. Ați întâlnit în... tot perioada aceasta noastră când studiați o astfel de tematică, vreun caz, când lumea e ridicată în vagoane și în ultimul moment intervine o împrejurare și cineva e eliberat de acolo. Nu, n-am avut. Bine, să stăm de vorbă, eu știu așa cazuri. Păi, probabil, nu este o că sunt cazuri, dar... La Pământeni, la Bălți. Știți ce înspate? Jumătate de vagon a fost eliberat atunci. Pentru un bătrân care a venit cu o chestiune de excepție și a dovedit un lucru și a dat drumul la lume, practic, tot vagonul și-a decupat. E mult, o să stăm de vorbă. Prima dată, mai vorbim. Cineva avea un mandat de la Congresul 2 al lui Lenin. Mandatul și-a lui eliberat jumătate vagon din deportație. Păcat că nu știți așa. Nu știu, nu știu. Sunt, sunt excepționale chestiile astea. Nu, de obicei, din vagoane nu mai ieșe nimeni. Ea a ieșit totuși. Din Pelenia, din Grenuț, de la Strâmba și din Brâncă. Foarte interesant. Dar de la activiștii ăștia care introduce o listă, o suferit măcar cineva. Uitați-vă, aici e problema mare cu memoria. Noi nu avem acces la aspectul ăsta pentru că nu s-au puțin îndrăznit să vină. Eu știu doar o singură persoană, Vulpin. Ion Vulpin. El a vorbit deschis la cameră și a vorbit în detalii, cu lux de anunte, cum a fost... Andrei Vulpi de la mine din sat. E Andrei Vulpi, da? Murit, era învățător de istorie. Da, Oleg știe mai bine. Și eu cred că mai sunt, dar sunt foarte puține cazuri. Cazuri în care oamenii au vorbit, mai ales după 90 încoace, sunt mai mult și avem acces cumva la istorie personale. Pentru că, în general, știm cum s-a întâmplat. A fost organizat bine, 4 dimineața, trenul, 3, 4, 5 săptămâni, depinde de locație, e clar, itinerarul este clar, formula clară, dar istorie personale, mici detalii, am avut acces deja când lumea a început a vorbi. Unii mai cu frică, alții cu îndrăzneală, dar ceva s-a adunat informația. Ceva este... Sigur. Mulțumim foarte mult de ceea ce faceți. Eu sunt Dani Jadumar, orașul Spărieni și municipalitatea în care eu am referitor la acest proiect. Este trist ceea ce am văzut noi, dar asta este realitatea, care noi nu o putem ascunde și cât nu s-o stărui mult să o ascunde, dar noi nu trebuie să o ascunde și trebuie generația nouă să o vadă. Mulți poate nu înțeles că astăzi totuși la ora 6 până la ora 9, adică poate să vină pe parcursul toată ziua, oricum noi vedem la tineri să vină, pentru că pentru noi e foarte important să vină tineri, să vadă realitatea care a fost adevărată și nu ceea ce încearcă cineva să camufleze cumva să ascundă, cumva să mă arate real. Deci eu vă mulțumim foarte mult de ceea ce faceți. Vă faceți bine, nu vă fi de timp alături ca să puteți sprijini aceste informații, să aducem la toți cetățenii Republicii Moldova, să o cunoască istoria reală a Basarabiei, perioada aceea.